Comisarul Corina Crețu a aprobat investiții de 59 de milioane de euro pentru transportul fluvial din România. Acești bani vor fi folosiți pentru modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunăre, Marea Neagră și Midia-Năvodari, Poarta Albă. Proiectul presupune modernizarea următoarelor obiective de investiții. Ecluza Agigea 1, mals în canal Dunăre-Marea Neagră, ecluza Cernavodă 1, mals în canal Dunăre-Marea Neagră, ecluza Ovidiu 2, mal drept, canal Poarta Albă, Midia-Năvodari, galeriile de ape mari de la ecluza Ovidiu și de la ecluza Năvodari, stația de pompare complexă Cernavodă și stații de pompare pentru apărare localități Salini, Mircea Vodă și Faclia. Importanța canalelor este de nivel strategic, ele asigurând conexiunea portului Constanța de pe litoralul Mării Negre cu fluviul Dunărea în regiunea de sud-est a României. Lucrările ce urmează a fi întreprinse vor duce la un trafic fluvial cu aproape 50% mai mare, în paralel cu îmbunătățirea gradului de siguranță a navigației. Un alt aspect important câștigat odată cu aceste investiții îl reprezintă creșterea nivelului de protecție a zonelor limitrofe în caz de inundații. Cele două canale de navigație fac parte din rețeaua Transeuropeană de Transport, secțiunea ce leagă fluviile Rin și Dunărea. Lucrările urmează a fi finalizate în anul 2021.